Alături de Europa suntem mai puternici, este mesajul pe care l-au transmis astăzi la unison studenții Universității de Stat din Moldova. Împreună cu profesorii ei au organizat în premieră Orășelul European Universitar, unde fiecare facultate are un stand ce vorbește despre proiectele de succes derulate cu susținerea Uniunii Europene. Orășel European de la USM a fost inaugurat cu un puternic mesaj de susținere a parcursului european al Republicii Moldova. Studenții și profesorii au vorbit despre schimburile de experiență, proiectele de succes și investițiile europene în laboratoarele facultăților. Din perspectiva unui student, aș spune că Uniunea Europeană oferă multe facilități pe care studenții pot să le aibă, fie acestea deplasările prin programele Erasmus, care la fel am beneficiat și eu. Vreau și să studiez în Europa, mă refer la proiectul Erasmus, care ne permite acest lucru, însă să revin în țară și să-mi creez aici, să arăt că și acasă e ca în Europa. Aceste echipamente ne-au ajutat la renovarea a două studiouri. Este vorba despre studioul de televiziune Unda Liberă și în cadrul acestui studio studenții desfășoară lecțiile practice, lecțiile de laborator. Și cercetarea de la USM a obținut rezultate deosebite datorită proiectelor europene. Pe parcursul ultimilor 30 de ani, Institutul de Chimie a avut circa 30 de proiecte internaționale finanțate de Uniunea Europeană. Am făcut schimb de vizite. La noi au fost foarte mulți cercetători. Am cucerit cel mai înalt trofeu, Marele Premiu al Salonului de Invenție de la Geneva, și e clar că este o realizare care ne bucură. Există două lume astăzi. O lume care aduce război și o lume care aduce prosperitate, o lume care aduce democrație, o lume care aduce libertate, o lume care aduce investiții în știință. Inaugurarea primului orășel european universitar a fost sărbătorită cu un concert susținut de studenții de la Arte Frumoase.